Da. Doamna Spătaru, vă rog. Acum, acesta este un exemplu și cred că... Exemplu de ce, doamnă? Cum sintetizați dumneavoastră acest exemplu? În primul rând, este un exemplu de nesimțire, este un exemplu de lăcomie, este un exemplu enorm de risipă și aici nu o să spun că e discursul politic și electoral, pentru că sumele frizează ridicolul când tu spui că într-o casă care are 200 de metri, 300 de metri, se investesc constant milioane de euro. Părerea mea este că îmi imaginez efectiv o țeavă pe unde banii intră, banii ies, dar nu au legătură cu casa respectivă. Nu au cum aceste case vechi de zeci de ani, aflate în proprietatea statului român, să poată să aibă nevoie constant de îmbunătățiri de milioane de euro. Domnilor, haideți să nu ne mai prostim, poporul nu poate să creadă asemenea aberații. Și cel mai important lucru pe care vreau să-l transmit pe acest subiect, care a devenit un pic mai limpede, adică e clar, PNL-ul a dat un lux la sfârșit de mandat domnului Iohannis, PSD-ul l-a acoperit. Dar această chestiune se repetă, această chestiune este continuă, adică fie că vorbim de locuințe de serviciu în timp ce oamenii exercită mandatul, fie că vorbim de locuințe la final de mandat, trebuie să așezăm aceste lucruri într-o decență și într-un bun simț. Ce spunem noi de la USR este că să se renunțe odată la această rezervă a protocolului de stat, această rezervă de fond imobiliar, care se menegerează într-un mod discreționar, doamna Laura Chiriac. Nu există niciun fel de transparență. Și noi am făcut dovada bunei credințe de a solicita statului român a unei liste cu privire la aceste locații, acest fond, cine beneficiază, ce costuri sunt investiției. Și după aceea să putem să propunem, din punctul nostru de vedere, o înlăturare, practic. Aceste chestiuni bunuri nu mai pot fi folosite de clasa politică care este la putere. Locuințe de serviciu, dacă clasa politică consideră și ne uităm în spațiul nostru democratic, sunt necesare, bun, avem niște locuințe de serviciu, obișnuite, un apartament, casă, domnule, dar terminați odată cu vilele astea ceaușiste, care constant ajung numai la rude, câteodată ne chinuim să-i scoatem cu executorii, Joana a stat vreo 10 ani fără să aibă dreptul. Uitați-vă acum ce se întâmplă cu lui Iohannis, că el n-a putut să închidă aceste mandate decât cu un lux opulent, fără măsură. Ciolacu se preface stând într-o vilă de atâția ani de zile, de o asemenea dimensiune și el, cu aceleași costuri, că este aberant ce face Iohannis și ce face Ciucă, care a mințit și a semnat o hotărâre de guvern, și așa mai departe, și așa mai departe. Vă rog, lucrurile acestea pot fi puse în ordine, noi asta spunem și... pot fi puse cu semnătura unor oameni politici demni. Cinstiți pe chestiunea asta. Putem avea și oameni demnitari, șeful statului, al doilea om în stat. Nu văd mai departe necesitatea, sincer, altor persoane. Poate premierul României. Poate premierul României. Dar avem niște, pentru aceste trei persoane, locuințe de serviciu decente, păzite de servicii și lucruri de genul acesta sunt... firești, dar nu cu aceste date. Valvulcu.